Bună ziua, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Temele sunt două teme, scurte să fie, referendumul și sondajele de opinie care, cum știți, acum, plus în câteva zile, s-au definitivat. Știți că atât PSD-ul cât și ACD-ul au sondat opinia publică în fiecare județ. În județul Olt, sondarea opiniei publice a fost făcută de firma Avangard, iar pentru ACD, sondarea opiniei publice a fost făcută de firma Gaut. Sondajele sunt finalizate, cele două firme s-au întâlnit, s-au pus de acord și, practic, la această oră există sondaje finale, să le spun așa, pe județul Olt. Dar, cum știți, pentru că am început cu sondajele și continuăm cu asta, și acum știți, la nivel național, paritatea este de 21 PSD, 20 ACD, iar candidații pentru funcțiile atât de președinte la Consiliul Județean, cât și de primar reședință de municipiu, se vor stabili la nivel central, bineînțeles, în funcție de aceste sondaje care au avut în toate județele țării. Nu știu dacă s-au finalizat în toate orele, cred că în marea majoritate a județelor din țară, aceste județe, aceste sondaje au fost finalizate. Și cred că sunt doar câteva județe. În protocolul Uniunii Social-Liberale spune un lucru, că în momentul în care o parte, adică ACD-ul sau PSD-ul, nu plătesc sondajele și nu vor sondaje, atunci se va lua în calcul sondajul făcut de cealaltă parte. Deci lucrurile sunt sensibile din acest punct de vedere. Sigur, am să vă dau câteva date. Ele sunt date oficiale, în văzut prin presă, în mass media, adversari politici au vehiculat tot felul de date, dar o să aveți sondajele, am în față chiar sondajul luat de la București al Partidului Social Democrat și o să vă dau câteva date privind sondarea opiniei publice, atât la candidatura de funcția de președinte, cât și la funcția de primar președință de județ, respectiv municipiul Slatina. Și am să încep cu municipiul Slatina. Întrebare, ca să fiți convins că vă spun exact ce ziceau la sondajele, dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri pentru Consiliul Local, cu care dintre următoarele partide ați votat? Și acum o să vă spun procentele pe partide. PDL, 37%. PSD, 36%. PNL, 15%. PRM, 5%. PP, 2%. UNEPR, 2%. Altul, 3%. Deci, astea sunt sondajele pe partid în municipiul Slatina. Mai vreau să fac o observație aici care e foarte, foarte importantă. Deci, în număr de subiect, dacă pot spune așa, în acest sondaj au fost exact de 1212 persoane, bineînțeles peste 18 ani cu domiciliu în județul Olt, dintre care 504 în municipiul Slatina. Deci, să luați în calcul și să analizați, pentru că în 1212 subiecti, deja 504 au fost pentru municipiul Slatina. Dacă facem o scurtă analiză aici la prima vedere, o să vedeți cum stau și candidații, adunând grosomodă, să spun așa, procentul PSD de 36% și procentul PNL de 15%, deci mă închipuiți că există deja o concluzie, dacă pot spune lucrul ăsta, că USR-ul are mari șanse să câștige Consiliul Local al Municipiului de Ședință de Județ. Acum, întrebare. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de primar al Municipiului Slatina, pe cine ați votat între următorii candidați? Sunt pe partide. Din partea PDL, Darius Vârco, are 75%. Marius Oprescu, din partea PSD, are 11%. Sorin Brătoi, din partea PNL, 5%. Vasile Popa, din partea PNL, 3%. Andrei Ordache, din partea UNEPR, 3%. Ilie Neacșu, din partea PP-ului, 1%. Adrian Motorga, din partea PC și Gabriel Deacon, nu figurează în aceste sondaje. Figurează sau nu au procent?
nu la procent. Sunt sub 1%. Deci sunt sub 1%. Figurează, au fost prin sondaje și Adrian Motorga și, și Gabriel Diacon. Să trecem la, la județ. La întrebarea, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul Județean, cu care dintre următoarele partide ați vota? Și sondajul a spus următorul lucru. PSD 48%, PDL 19%, PNL 16%, PP, Partidul Poporului sau cum se numește, 6%, PRM 4%, UNEPR 3%, ALDE 3%. Acum, e vorba de USL, dacă duminica viitoare avea loc alegeri pentru Consiliul Județean Nord, cu care dintre următoarele partide ați vota? USL-ul la ori are 60%, interesant lucrul ăsta și e de analizat, probabil că ne vor spune specialiștii, că în momentul în care avem PSD 48%, cu PNL 16%, deja avem 64%, în momentul în care trec de USL, USL-ul are 60% la nivel de vot, 60% în cap. Deci, ori nu fac 2, da, da, nu fac 2, deci aici trebuie făcută o analiză să vedem ce se întâmplă. PDL-ul are 20%, în momentul în care vorbești de USL, deja un procent fuge de altă parte. Culmea, apare Partidul Ecologist Român, 5% la nivel de județ, PP-ul 6%, PRM-ul 3%, UNEPR 3% și aici mai sunt și alții, 3%. Interesant este că sunt niște partide neparlamentare care au un procent destul de bun la nivelul județului. Acum, la următoarea întrebare, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Nord, pe cine ați votat dintre următorii candidați? Din partea PSD, Paul Stănescu, 55%. Aici aș face următoarea observație. Partidul are 48%, eu am 55%. Daniel Bărbulescu, 15%, deși partidul la nivel de județ are 19%, este sub partid. Ion Ciugulea, din partea PNL 10%, apare Toma Ion, independent, 8%, Valeriu Guinea, din partea PP-ului, 5%, Vasile Popa, din partea PRM-ului, 3%, și Nicolae Stan, din partea UNEPR, 2%. Acum discutăm de USL. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Nord, pe cine ați vota dintre următorii candidați? Din partea USR, Paul Stănescu, 62%, Daniel Bărbulescu, din partea PDL, 17%, Ion Toma, independent, 9%, Valeriu Cuinea, din partea PP-ului, Partidului Poporului, 6%, Vasile Popa, din partea PRM-ului, 4%, Nicolae Stan, din partea UNEPR, 3%. Bineînțeles, ăștia sunt în mare sondaje, bineînțeles că de aici se pot face o serie de analize și o serie de care noi o să ne facem și o să analizăm foarte bine, cel puțin din punctul nostru de vedere, pentru că sunt niște lucruri care trebuie să ne spună specialiștii ce trebuie să facă. Deci, de departe, USL-ul, Partidul Social Democrat, sunt cotate, am văzut, la nivel de județ, foarte sus, dacă pot spune așa. Cred că rezultatul de 48% cred că n-a mai fost în 2004. Și cred că rezultatele la nivel de județ, ponderea fiind foarte mare a municipiului Slatina, unde Dariu Grupov are 75% și trage și partidul după el, influențează și rezultatele în județ, în sensul PSD-ul și USL-ul sunt puțin mai jos față de ce ați văzut dumneavoastră în foarte multe județe, acea altă care a fost dată pe Pantera 3 și pe Realitatea TV, unde ați văzut județe care au 72%, și majoritatea județelor sunt așa, cu un procent foarte sus USL, pentru că, cum spuneam mai înainte, reședința de județ contează foarte mult. De exemplu, discutam cu primarul Penduc de la Pitești, deși președintele Consiliului Județean are un procent de 60%, primarul Penduc pe județ are 94%. Sondajele sunt reale, au fost făcute pentru noi, nu ne mintim singuri, noi le-am făcut și publice, deci din punctul ăsta de vedere nu cred că există dubii că
În primul rând, nu vrea să ne mințim pe noi pentru ceea ce... Dar nu putea să vă rășesc, că vreau să vă întreb ceva. Dar vă credeți dumneavoastră că acești 500 de subiecti din Slatina sunt reprezentativi, având în vedere că, la nivelul municipiului Slatina, sunt peste 70.000 de alegători? Vedeți, studiile sociologice, cum l-am născut știință, dacă pot spune așa, și nu e cazul ca să interpreteze... Asta e mașa, dar sunt speciale și oamenii care se pricep știu acest lucru. Nu sunt eu în măsură, pentru că nu sunt sociolog să analizez dacă cele 500 de persoane sunt semnificate. Eu m-aș avea un semn de întrebare referitor la... Bine, fiecare acum să vă analizeze din punctul de vedere. 5. Sigur, am vrut să le facem publice, să nu mai fie speculații de tot felul. Ele sunt la noi, dacă vrea cineva să le vadă, sunt aici, nu am nicio problemă. Dar să nu mai fie tot felul de speculații pe această, pe această temă. Nu, de altă dată, vă luați în Darius înainte și le-am dat el. Știți cum e, în momentul în care spui ceva, ești într-un organ de conducere a unui partid și spui, doamne, știți, datele ăștia sunt secrete. În secunda 2 sunt transmite ăsta în direct. Nu se întâmplă numai la OL și numai ăsta la PSD. Se întâmplă la multe partide. Nu e nicio problemă, dar nu avem nimic de ascuns. Ca drept dovadă, nu avem nimic de ascuns, pentru că a ieșit președintele PDR-ului și a dat câteva date. Probabil că a dat ceea convenit lui Carlui. Noi le-am spus toate datele, așa cum sunt datele reale. Și, mă închipui, sunt două firme care au făcut lucrul ăsta de sondare, în care PSD-ul și PACD-ul au avut încredere că vor face un sondaj foarte, foarte corect. Dar, repet încă o dată, așa cum v-am spus mai înainte, raportul ăsta de 21-20 PSD-ACD se va stabili la nivel de țară, deci toți candidații, atât la funcția de președinte, cât și la funcția de primar de municipiu, pentru toate județele se vor stabili la nivel central. Din punctul ăsta de vedere, n-aș vrea să facă alte speculații. Probabil că în momentul în care se vor termina, eu sper că sfârșitul lunii iulie, pentru că termenul a fost de 2 luni, eu sper ca la sfârșitul lunii iulie să fim toți chemați acolo, să facem o analiză în funcție de aceste sondaje, pentru că ăsta e criteriul, să analizăm la fiecare județ cine vor fi candidații pentru cele două funcții, așa cum vă spuneam mai înainte. Nu mai puțin. Deci îmi puneți întrebări după. Terminăm și după dumneavoastră. Bine, vis-a-vis de organizarea referendumului, vă anunț că a fost admisă cererea de preschimbare a termenului de judecată și a fost acordat un termen mai scurt. Vom afla, deci, peste 2 săptămâni, data este 26 iulie, decizia instanței referitoare la hotărârea Consiliului Județean. Eu sper să fie o hotărâre favorabilă Consiliului Județean, pentru că această speță de care noi vorbim astăzi, deja au mai trecut cu 20 de instanțe în țară și au dat câștig de cauză celor care au organizat referendumul și sper că și la Olt sper că va fi același lucru. Din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați, se va judeca pe 26, există termen de recurs de 10 zile, dacă nu se întâmplă altceva. Deci eu pot spune că la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, vom ști data fixă în momentul în care putem să ținem referendumul. Referendumul, din punctul nostru de vedere, este un act democratic, al democrației, și trebuie să consultăm toată populația județului, pentru că, așa cum spun ei, sau au spus în diferiți lideri ai puterii, că, vezi, Doamne, nu există un proiect de lege în acest sens. Eu țin să anunț că m-am consultat și eu cu foarte mulți juriști și oameni care știu toate, că nu trebuie să existe un proiect de hotărâre în acest sens. Pur și simplu, inițiativa președintelui Băsescu de a face o reorganizare administrativă teritorială ne dă dreptul ca să consultăm populația din județele noastre, respectiv din județul Olt. Prefectul a făcut anumite comentarii la această chestiune. Eu vreau să spun că prefectul județul Olt a fost numit politic. Îl înțeleg foarte bine că vrea să-și păstreze scaunul și că acționează la comandă politică. Deci, diferența este mare între mine și prefectul județului, pentru că eu am fost ales cu un vot nominal și dacă vreți, sunt obligat cu ghilimelele de rigoare să respect opinia cetățenilor din acest județ. Indiferent ce comentarii a făcut prefectul sau alți lideri de la actuala putere. Eu, prin intermediul
astăzi, fac un apel la toți cetățenii județului Olt să vină cât mai mult la vot, să ne spunem punctul de vedere, dacă vrem sau nu, să desfințăm județul nostru și să ne pierdem identitatea și am convingerea că cetățenii județului Olt vor răspunde la acest apel și vor veni să-și exprime punctul de vedere în această chestiune foarte, foarte importantă pentru noi toți. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că nici cei mai virulenți, să spun așa, liderii actualei puteri, nu sunt de acord cu desfințarea județului Olt sau, dacă vreți, în anumite discuții private, sunt de vorbă cu foarte mulți dintre ei, dar ei nu sunt decât niște trompete ale președintelui Traian Băsescu, care transmit exact ce le spune Traian Băsescu și, până la urmă, ca și în derizorul, că la un moment dat, indiferent ce îi întreba, îi spun același lucru, până la urmă, mă apar ca virgulă papagal, să spun așa, pentru că repetă de fiecare dată același lucru, ce le spune Traian Băsescu. Asta e un lucru foarte rău, e un lucru pentru că au opinia lor și au opinia șefului. În punctul meu de vedere, Partidul Democrat Liberal nu e un partid comunist, e un partid bolșevic, condus de o singură persoană care se numește Traian Băsescu și toată lumea execută litera ce le spune Traian Băsescu. Indiferent de ce vor face, indiferent că vor face reorganizare, indiferent ce încearcă la ora asta și fac o paranteză aici, au început un nou șantaj. De fapt nu e nou, e vechi. Atât UNEPR-ul cât și PDL-ul invită mulți primari de-ai noștri și invită următoarele locuri. La ministrul Oprea și la ministrul Udrea, spunându-le că în această perioadă până la alegeri, deci până în anul, fiecare primar care semnează, eu știu, o adeziune, adeziune nu poate să semneze, eu știu, ce vreți dumneavoastră, o intenție de a candidat în partea PDL-ului sau UNEPR-ului, va primi un proiect. Apă, canal, drumuri sau aceea. Deci e un șantaj ordinar ceea ce fac ei la această oră, dar asta dă dovadă că, până la urmă, că sunt disperați din acest punct de vedere și le e frică să piardă puterea, pentru că justiția, dacă își va face treaba în perioada următoare, când nu vor mai fi la putere, cred că majoritatea dintre ei vor avea mari, mari probleme cu justiția. Și sunt conștient de acest lucru și fac tot ce e posibil, exact ce face disperatul într-o asemenea situație. Vreau să vă informez că toți primarii care se duc acolo, care se duc să ia asemenea proiecte, conducerea Partidului Social Democrat, și vorbesc de mine în persoană, suntem informați. Eu vreau să, așa cum am spus de fiecare dată, că vreau să aducem cât mai multe fonduri, atât guvernamentale, cât și fonduri europene în județul, și ne spun de fiecare dată, domn președinte, semne zârtia, intenția că a venit, UNEPR a venit cu ceva mai nou. M-am hotărât să candidez din partea UNEPR și iubesc și stimez pe venerabilii, cine stă acolo. Oprea a făcut general cu 4 stele la 4 apeluri de seară, Sârbu, Diaconescu, care mai stă acolo. Deci lucruri care sunt penibile până la urmă, din punctul de vedere al unor oameni care se respectă. Dar asta e sarcina de la Traian Băsescu, acționează până două polii principale. Noi șef de guvern avem pentru că Udrea e șeful guvernului, prin POP și prin Oprea care este la sala UNEPR. Nu ne sperie acest lucru, chiar ne speriem deloc ceea ce fac ei la această oră, dar în același timp nu vreau să spunem că ne culcăm, eu știu, sau pe ureche, pentru că sondajele la nivel de țară și vorbim de județul au ieșit bine. Nu. Vom face tot ce e posibil ca aceste partide care sunt la putere astăzi, să scrie cu ele istorie și voluntatea să nu mai fie componente ale viitorului Parlament al României. Deci, în mare concluzia, dacă vreți, în ultima perioadă, excrocherie, excroci toți sunt liderii de la ultra ai puterii care fac aceste lucruri, fac un șantaj ordinat la toți primarii și la toți aleși locali ai Partidului Social Democrat și ai USL-ului.
Până la urmă, proiectul vor înțelege. Proiectul va mai fi această derută câteva luni. Eu sper că la începutul lunii septembrie să intrăm în linie dreaptă. E posibil să avem și câteva, să spun în rândul primarului, victime colaterale, dar sunt primari cu care lucrăm foarte, foarte bine și sunt primari care ne-am fost de acord să meargă să obțină anumite proiecte, pentru că județul ăsta are nevoie, într-adevăr, de infrastructură și, dacă pot spune așa, să profităm și de această, și de această perioadă. O să rog colegul meu și prietenul meu, Marius Oprescu, să vă spune câteva cuvinte și după aia accept cu plăcere întrebările dumneavoastră. Și ce v-aș ruga să fim la ora 12, ce v-aș ruga să mergem în sala consiliențială, avem o conferință de presă cu școala specială profesională de la Balș, e un contract de finanțare și vom semna contractul de finanțare cu ADN Oltenia și conform proiectelor europene, știți bine că există o asemenea procedură de acolo.